Bună, dragă scriitorule, mă recunoști? Numele meu este Mihai Eminescu. Am venit din lumea trupelor pentru a-ți spune. Citește! Numai citind mereu, creierul tău va deveni un laborator nesfârșit de imagini și idei. Dar stai, nu am venit singur. Elevii de la Colegiul Național Doamna Stanca au pregătit o scenetă culturală în care au interpretat personaje literare. Sceneta respectivă este pentru concursul național Biblioteca Anului 2014, la care o să participe și Biblioteca Liceului. Biblioteca Anului este un concurs național organizat de Casa Corpului Didactic Spiru Hare din Iași, iar în acest an participă și Biblioteca de la Colegiul Național Doamna Stanca. Concursul se va desfășura în două etape, județeană și națională, și va avea două secțiuni, una pentru elevi de gimnaziu și o secțiune pentru liceu. Colegiul Național Doamna Stanca participă la un concurs Biblioteca Anului 2014. Acest concurs este organizat de Casa Corpului Didactic Spiru Hare din Iași. Se desfășoară în două etape, etapa județeană și etapa națională, și este structurat pe două categorii, gimnaziu și liceu. Noi participăm la categoria liceu. Pentru participarea la acest concurs, 7 elevi au realizat un film cu durata de 3 minute, în care au realizat o scenetă cu personaje literare. Astfel, elevii au interpretat personaje ca Mihai Eminescu, Scufița Roșie, Louis de Miller, Anna Karenina, Sherlock Holmes și Albert Einstein. Rolul personajelor a fost de a ajuta scriitorul să compună o poveste. Astfel, ei au dorit să transmită un mesaj, și anume că doar citind cărți putem să ne exprimăm ușor, frumos și corect. Concursul constă în realizarea unui film în care să se descrie structura infodocumentară a Colegiului Național Doamna Stanca. Mai precis, de ce au nevoie de bibliotecă elevii, cu ce îi ajută, de ce îndrăgesc biblioteca, de ce îi ajută sau cum îi ajută biblioteca să devină niște adulți responsabili și informați până la urmă. Mai pe scurt, acest concurs este destinat promovării bibliotecilor, nu numai bibliotecii noastre, ci a întregii țări, bibliotecile din toată țara. Albert Einstein, încântare. Mă bucur că-ți pot fi de folos. Și sunt fizician și stau foarte mult în laborator, dar am venit să spun că lucrul pe care trebuie să-l cunoști cu precizie este locul unde se află biblioteca. Uite, calculează-ți următoarea formulă. Distanța până la cunoaștere este egală cu viteza gândului ori timpul vieții. Poate te va ajuta. De ce citesc? Pentru că îmi place să pășesc într-o lume diferită de realitate. Cei 7 elevi care au realizat acest filmuleț s-au pregătit timp de o lună pentru scenetă, sub atenta supraveghere a bibliotecarei liceului. Pentru a veni în ajutorul elevilor și pentru a ajuta biblioteca liceului să câștige acest concurs, trebuie să votați acest filmuleț pe YouTube și pe Facebook. Denumirea, după care o să-l găsiți, este Biblioteca Anului 2014, Colegiul Național Doamna Stanca, categoria liceu, iar perioada de votare este 1-14 martie.